foarte mare. La ori timpul orelor sau ceva de genul ăsta. Și în principiu, dacă iau doi, dacă am doi fotori care sunt în teală, o să-i trimit niște fibre optice capete puse nu ale pământului, că n-am la fibre optică, dar oricum. Și după aia, în părțile respective, se efectuez măsură pe lume. Și în felul ăsta funcționează protocoalele acelea de fotografie cuantică despre care o să vă zic mâine, dar care se pot cumpăra pe site-ul obține la un moment dat.
cele din urmă, după peluși caule, așa, se obține că S trebuie să fie mai mic decât 2, în principiu. Dar dacă folosim mecanica cuantică, dacă folosim o stare entangled și facem o sunătură cu observabilele astea, obținem valoarea de 2 radical de 1. Și corelația maximă se definește ca atunci când valoarea asta S poate atinge 2 radical de 1. Și există o teoremă care se cheamă teorema lui Sigerson. Nu știu exact cum se scrie, dar sigur mă așa. Iar teorema asta, deci e fix cantitatea de mai devreme, S-ul acela, e demonstrația matematică a faptului că în mecanica cuantică nu pot depăși valoarea 2 radical din 2, așa cum clasic nu pot depăși valoarea 2. Și atunci, dacă ating valoarea 2 radical din 2, înseamnă că e tangentul meu prin al maxim. Deci, în felul ăsta se definește. Alte întrebări. Nu știu de entanglement în spațiu, dar să zicem că bine, și de dar ce măsură ai? Ok. Știu că, spre exemplu, dacă ai niște particule, poți să le corelezi cu alte poziții. Să măsori poziția uneia și să știi ceva despre poziția celelalte, să fie pozițiile lor în regiune. Dar nu știu despre ce trebuie în spațiu. Și, de fapt, Einstein și Podolsky, deci articolul ăsta pe care l-am pus la referințe, care discută de treaba asta, este descrierea mecanicii cuantice completă, deci problema aceea cu completitudinea, ilustrează paradoxul, deci pe vremea aia nu spune era mutația asta cu prașii chiar. Dar folosesc superpoziții de impuls și de poziții undeva aici. Eu ăsta e operatorul pentru impuls și trebuie să fie și cel de poziție. În fine, menționează-i aici și de treaba cu poziția. Deci pot să corelez poziția și impulsul particular, dar nu știu de care nu fi spațiu, nu știu exact ce am însemnat, care nu fi spațiu. Era o temă, complexitatea cuantică. Era una dintre temele propuse în final, complexitatea cuantică. Le avem și cu cele cuantice de complexitate.
Spre exemplu, așa cum nu se știe dacă P e egal cu NP, nu se știe nici dacă un calculator cuantic poate să rezolve problemele de NP eficient. Și clasa echivalentului P pe calculator cuantic se cheamă P cu P. Și, de fapt, cred că pot să vă arăt. Așa. Trebuie să fiu imagine aici. Asta. Așa. Astea sunt toate problemele care pot fi rezolvate folosind spațiul polinomial. Sunt și cele pe calculatoare cuantice. Nu trebuie neapărat să folosesc spațiul exponențial, dar trebuie neapărat să folosesc timp exponențial. Și acum, problemele astea cu P, care pot fi rezolvate cu un calculator obișnuit cu polinomial, par să fie incluse în ce poate rezolva un calculator cuantic, dar nu a fost demonstrată incluziunea strictă, adică știm că mulțimea este inclusă pentru că tot ce pot face în P, pot face și în P din P, dar nu s-a găsit o problemă care să fie aici, în afară, să fie între cele două clase, dar să credem asta cu factorizarea și logaritmul discret ar fi aici, dar nu s-a demonstrat lucrul ăsta. Și se pare că ar putea să rezolve și niște probleme în afară lui NP, dar vedeți că nu includ toate problemele din NP. Nu pot să le rezolv pe cele nedeterminți, voi vorbea. În fine, și mai sunt și alte, alte clase de complexitate și relațiile sunt destul de interesante. Filtrez pe polarizare verticală, e ca și când fac o măsurătoare. Deci, în
felul de genul ăsta. Alte întrebări? Dacă vreți să mai rămâneți, să puteți întrebări, dacă nu, putem să încheiem. Mai am ceva de plan de oameni buni. A, da, întrebări. Da, modelele supra-quantice. Există și modele de calcul. Să se aranjeze în configurația cea mai eficientă energie, în general, în formă de power.